Shalom, prea iubiților. Bine ați venit la emisiunea de la Moarte la Viață. Acum patru ani am venit și eu de la Moarte la Viață, prin marea îndurare al Lui Dumnezeu, după infarct, stop cardiac, comă, donator de organe aproape. Dumnezeu a zis, viață în dreptul meu și mă bucur de fiecare zi acum că sunt în viață. În același timp, vă fac o invitație, îți fac o invitație să trecem împreună de la moarte la viață în toate aspectele vieții noastre. Isus Hristos este poarta spre viață. Isus Hristos este calea spre viață. Isus Hristos este viața. Iisus Hristos este ținta noastră. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția celor. Până acum am discutat despre chipul lui Hristos. Este chipul lui Hristos este așa de frumos. Asta caută cerul. Vrea să vadă în oameni chipul lui Hristos. Chipul lui Hristos pe care el l-a lăsat în noi. Mi-aduc aminte cum începa prima fericirii, care m a șocat la început. Ferice de cei săraci în duh, că a lor împărăția celor. Cum adică sărac în duh? Și am ajuns la concluzia că sărac în duh este cel care înțelege cu cine se compară. Mă compar cu cel mai mare, cu Dumnezeu care este bogat în duh. Și eu când mă știu cu cine să mă compar, voi spune în sinea mea. Nu știu, Doamne! Știi atât de mult și tu ești atât de departe. Nu am, Doamne, ești atât de bogat și eu nu am. Nu pot, Doamne. Dar vreau, vreau împărăția celor, îl vreau pe împăratul. Și de acolo începe chipul lui Hristos, când știi că nu mai poți să-L pe Hristos. Și pe încet, încet vine Duhul lui Dumnezeu și îți spune, chipul lui Hristos este atât de frumos și spune, fericit de cei care plâng, își plâng păcatele. Fericit de cei care sunt blânzi. Ferice de cei care sunt flămânzi și însetați după ne. de cei care sunt milostivi. ferici de cei care sunt împăciuitori. Felice de cei cu inima curată. Ferice de cei care sunt prigoniți din pricina neprihănirii. Chipul lui Hristos începe să se facă frumos. Astăzi aș vrea să discutăm despre neprihănirea aceasta. Psalmul 24 îmi spune așa de frumos. Neprihănirea este o stare după voia lui Dumnezeu, adică a plăcut Dumnezeu dată de Dumnezeul mântuirii noastre. Iisus Hristos este neprihănirea. Iisus a murit pentru mine ca să-mi ierte păcatele și să mă aducă în relații de pace cu Dumnezeu. Și El mi-a dat starea plăcută înaintea lui Dumnezeu. De aceea, o veste bună, mă pot bucura, sunt neprihănit, pentru că așa mă vede Dumnezeu în Hristos. Dar nu vreau să vă mulțumesc cu atâta. Vreau ca să trăiesc neprihănirea aceasta, să vadă chipul lui Hristos în mine. Nu vrei și tu lucrul ăsta? Să vadă chipul lui Hristos, cel mai frumos, să fii modelul extraordinar de a arăta pe Dumnezeu în mijlocul anului. Dar, mi se spune că prigoniți din pricina neprihănirii. Vreau să ne gândim la lucrul acesta. Luptă pe trei planuri. Primul, este o luptă interioară. O neprihănire, o prigoană interioară. Care este aceea? Când ești singur. Ce faci când ești singur? Îți spun eu ce fac când sunt singur. Tot felul de gânduri în mintea mea, tot felul de sentimente amestecate, tot felul de planuri, câteodată pot să ies din casă fără sevă, deci mai rău de când stau singur, dacă cumva am mai deschis televizorul, dacă cumva mă mai uit pe internet, dacă mă mai uit peste toate social media, mă uit peste tot și mă alimentez negativ, îmi deschid ființa mea cu tot ce este rău și așa vin. Și mă întâlnesc cu oameni și zic, băi, dar ce cu tine? De ce ești așa de supărat de pe viață? Și le spun câteodată, zic, păi eu așa m-am născut. Dar de fapt, când am fost singur, în loc să profit de singurătatea aia, cum aș putea să profit de singurătatea aia? Psalmul îmi spune, nu sfat foarte bun, și pentru tine și pentru mine. Mi iau în primul rând pentru mine. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocortori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Și zi și noapte cugetă la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Copa, prima soluție. Când sunt singur, ca să nu fiu stors de sevă, ci să iau sevă, trebuie să mă duc la Dumnezeu. Și atunci trebuie să spun, tocmai în ascuns, când sunt singur, Dumnezeu este acolo. Este în ascuns, vede în ascuns, răsplătește în ascuns. Iau cuvântul lui Dumnezeu și spun, Doamne, vreau să încep și eu să gândesc cum gândești tu. Vreau și eu să simt cum simți tu, să iubesc și eu cum iubești tu, să voiesc și eu cum voiești. Și atunci citirea cuvântului este o hrană și îmi omul acela dinăuntru, omul interior. Omul acela care cum a apărut, ți-aduce aminte. M-am pocăit de păcate, am crezut în Hristos și chipul lui Hristos a început să se facă în mine. Nu numai am cuvântul, dar am și rugăciunea rugăciunea, pot să vorbesc cu Dumnezeu și să-i spun frustrările, să-i spun nemulțumirile, să-i spun fricile mele. Și El îmi dă pacea Lui care întrece orice pricepere. Dar de ce merge și cuvântul și merge și rugăciunea? Pentru că în mine, nu sunt singur, locuiește Duhul Lui Dumnezeu. Uite-te la lupta asta. Nu numai tu ai, nu numai eu, ci au fost și Apostolul Pavel și a avut lupta asta. În Romani, în capitolul 7, mi se spune așa. Binele, 7 cu 19, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. O luptă extraordinară. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Hopa! O luptă văd și apostol avea lupta asta în el. Vrea să facă bine, rău, îi lipit de el, găsește păcat în viața lui. Cum lucru asta? În Romani 8 mi se spune așa: Acum, dar mulțumir fie aduse lui Dumnezeu care ne-a dat biruința prin Isus Hristos. Ține minte, cheia succesului, cheia biruinței este Isus Hristos și relația pe care o ai cu Isus sau care o am cu Isus. Dar relația asta este bazată pe Duhul lui Dumnezeu. Asta este darul lui Dumnezeu. Acum, dar nu este nicio sândire pentru cei care sunt în Hristos Iisus, deci prin credință suntem în Hristos, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, și aici e secretul, legea Duhului de viață mai zbăvit de legea păcatului și a morții. Și încă un lucru care să ne încurajeze, dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul lui Dumnezeu faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Și atunci putem să mergem mai departe prin încredere să spun, Doamne, binecuvântată să fie singurătatea. Când sunt acasă, nu vreau să mă storc, să ia toți energia și să iau, să deschid o poartă răului în viața mea, să iau tot ce este negativ, malefic din jurul meu. Ce vreau să iau o viață din tine. Am cuvântul Lui Dumnezeu. Domnul să binecuvânteze pe toți cei care și-au dat viața și-au făcut un, un, preț de plătit ca să audă, să ajungă cuvântul în limba noastră. Domnul să binecuvânteze România într-un mod special prin faptul că avem din toată inima libertatea aceasta să citim cuvântul Lui Dumnezeu. Avem bucuria aceasta să avem Duhul lui Dumnezeu când suntem cu Dumnezeu și avem bucuria aceasta să putem să ne mărturisim păcatele, să putem să spunem, Doamne, vină în viața mea, Doamne, locuiește, dăm putere. Când am ieșit dintre cei patru pereți din singurătatea mea să ies cu Hristos și să te arăt în lume. Dar dacă nu reușești, mai ai ceva. Ai comunitatea. Uite-te în jur. Ai să vezi oameni care umblă cu Dumnezeu. Oameni care s-au smerit, care s-au supus, oameni care fac sacrificii, oameni care cerul este drag și este așa de real. Du-te și spune că nu reușești. Spune, asta mi-e problema. Să se roage cu tine, să te sfătuiască și sunt sigur că vei putea să biruiești. Mai este o luptă. Este lupta când am ieșit din mediul nostru sigur. Când am ieșit în mijlocul oamenilor. Ce facem atunci? Prigoană în mijlocul comunității. Vei întâlni tot timpul oameni care au Dumnezeu diferit, valori diferite, principii diferite, moduri diferite. Ce faci? Ești automat în conflict. Așa ne spune Scriptura. Scriptura ne spune că noi suntem partea împărăției luminii, odată ce am crezut în Hristos. Lumea este în întuneric. Biblia ne spune despre noi care am crezut în Hristos că suntem cei care aducem viața pe când în jur găsesc moartea. Biblia îmi spune pentru cei care cred în Hristos că după nu se termină totul la mormânt, ci că adevărata viață începe de după. Primele roade sunt acum, dar adevărata viață va fi după. Lumea îmi spune că totul viața este aici și acum. Nu te lăsa înșelat. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Ne-a făcut să trăim veșnic. Ți-aduce aminte? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el, eu și cu tine, să nu pierim, ce să avem viață veșnică. Ce fel de viață? Nu numai eternitatea vieții, ci și calitatea vieții. Să pot să trăiesc cu Dumnezeu, începând din cămăruța mea. De acolo mi-au seva din Dumnezeu. Seva de a-l iubi pe Dumnezeu. Seva de a putea să trăiesc în pace. Seva de a putea să-l mărturisesc pe Hristos și mă duc cu valorile Lui. Mă duc în mijlocul anilor. Hai să mergem împreună. Să cucerim împărăția întunericului și să aducem suflete la Dumnezeu. Mi-aduc aminte de lupta din mijlocul comunității. Vremea aceea jucam în fotbal la Pultenica și am avut un meci și am jucat. Alții au zis că am jucat bine împreună cu colegii mei. Totuși am pierdut și nu înțelegeam. Am dat noi gol, ne-au egalat. Am dat noi gol, ne-au ne egalat. Și până la urmă ne-au bătut. Dar la sfârșit eram trist în autocar, spuneam, păi ce ocazie am pierdut. Dar opa, a apărut cineva cu primele sacoș, cu sacoș cu, cu o geantă mare și asta este din partea domnului Cutare. Și toți au luat plicurile și am zis, mă, mirat, am zis, Bă, dar la victorii primeam, de acum și toți se bucuram, lasă-mă, ia banii. Și am zis, dar ce s-a întâmplat? Ei, i-am ajutat și noi pe ea puțin. Adică? Adică am trântit meciul. Noi, cei mai tineri, nu am știut lucrul ăsta. Și atunci Duhul lui Dumnezeu care m-a întărit în cămăruță și mi-a zis tu trebuie să prezinți valorile mele, mi-a zis nu lua. Și am refuzat. Celălalt mi-a zis cum adică a noi, dar tu cine ești tu? Te ești mai sfânt? Cine te crezi tu? După aceea mi s-a spus n-ai să mai prinzi ai grijă să nu cumva să perzi ritmul. Dacă ești din comunitate, dacă ești din mijlocul nostru, te vei izola și nu mai prinzi echipa. Și așa s-a întâmplat. Banii nu i-am luat. După aia în echipă n-am mai fost băgat o perioadă ca să fiu învățat minte, să-mi vină mintea la cap. Dar ce bucurie am avut! Mi-am adus aminte. Iuda l-a vândut pe Hristos pentru 30 de argint și am zis, Doamne, oamenii nu te văd, dar eu știu că Tu trăiești în mine și m-ai chemat aici să aduc valorile tale. Nu poți să aduc banii ăștia la casa ta, nu poți să-i aduc. Ceilalți ziceau, bă, dar dăruiește, dai cuiva. Nu, nu sunt bani munciți, cinstit. O altă perspectivă era aceea presiunii care se făcea grupului. Păi, dar ești singur. ia și tu o prietenă, o prietenă de o seară. Du te și tu cap, că așa, așa, fac tot. Și noi niciun fel de responsabilitate. Și Dumnezeu mi-a aduce aminte. Trupul tău este un templul al Duhului Lui Dumnezeu. Trebuie să fie al meu și cu Duhul, și cu sufletul, și cu trupul. Tu mă reprezinți pe mine. du te și spui, stai împotriva valului și spui, trebuie să trăim în curăție. Și Domnul a dat biruință. În același timp, alții spuneau, păi, să nu te căsătorești, dar de ce să te căsătorești, de ce să faci lucrul ăsta? Nu contează o hârtie, contează să fii căsătorit înaintea Domnului ca să ai binecuvântare. Alții au ales concubinajul, să trăiască fără Dumnezeu, să zică se poate și așa, nu se poate și așa. Știam că trebuie să-L reprezentăm pe Dumnezeu în mijlocul oamenilor, să arătăm că voia Lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Domnul a dat putere, Domnul a dat biruință. Dar dacă ai căzut, dacă ai păcătuit, ce se întâmplă? Să nu uiți niciodată, nu te lăsa descurajat. Iisus Hristos este primul care vine la tine și te înțelege că ai fost înșelat, te înțelege că ai fost slab, înțelege că ai făcut o alegere din lipsă de cunoștință, înțelege lucrul ăsta. Și ce spune? Pocăiește-te de păcatul acesta, mărturisește păcatul imediat în secunda 1. Și după aceea, Hristos îți iartă pentru că El pentru asta a venit, să ne mântuiască, să-și dea viața ca să fim mântuiți. Și odată ce suntem din nou iertați, Duhul lui Dumnezeu ne va da puterea să fim mai vegători pe viitor și să poți spune: Doamne, ajută-mă ca următoarea bătălie să pot să o câștig. Domnul să dea putere. În același timp, poți să ai câteodată lupte în cadrul comunității lui Hristos. Wow! Nu m-am gândit niciodată la început. După ce m-am lămurit. Sunt oameni care l-au primit pe Hristos și au vegheat ca chipul lui Hristos să se vadă în ei și să crească în ei. Am primit iertare. Mulțumesc celor care atunci când am greșit am fost iertat. Mulțumesc celor care n-am știu cum să răspund, dar am fost iubit. Mulțumesc celor care au fost alături. Dacă astăzi chipul lui Hristos se vede în viața mea cât de cât sau mai luminos datorită oamenilor care au avut maturitate să mă iubesc, să mă iubească, să mă ierte, să fie cu mine, să mă susțină în mele. Și au fost și mulțumesc Dumnezeu. Dar au fost și oameni care, ce se întâmplă când întâlnești oameni care sunt, au cunoștințe despre Dumnezeu, au mai multe relații, sunt băgați în anumite lucruri și în care te invidiază pentru lucrurile bune pe care le faci în Hristos. Și câteodată invidia aceasta o aduce și pe soră răutatea, o, o aduce și pe mânia și pe tot așa. Și ai de luptat. Am citit în Scriptură care a fost un sfat, m-a încurajat foarte mult. Cel firesc va prigoni pe cel duhovnicesc. Cel care are mai puțin din Hristos va prigoni pe cel care are mai mult din Hristos. Care nu se va călăsa, lăsa călăuzit de Duhul Dumnezeu va prigoni pe celălalt. Mi-am luat hotărârea aceasta. Doamne, dacă cineva greșește, vreau să mă uit la viața mea, să mă pocăiesc în primul rând de păcate. Dar dacă pot să-l ajut, să mă duc să-l să ajut. Dar dacă văd chipul lui Hristos în el, să nu îmi niciodată mâna pe el. Indiferent de ce motive ar fi. Domnul să ne ajute. Dacă o luat o razna, dacă teologia lui, dacă e ceva care nu se poate schimba, atunci se pot să spun eu la stânga și tu la dreapta. Dar luptele sunt și în cadrul comunității. Dar slăvi să fie Domnul pe, că biserica este a Lui. Slăvi să fie Domnul că a lăsat cuvântul, a lăsat Duhul, a lăsat comunitatea bisericii ca să ne ajutăm unii pe alții. Pavel spune în Galateni, dacă cumva cineva a păcătuit, voi ce la ce să faceți? Să vă apropiați de el cu Duhul blândeții. Cum s-ar apropia un chirurg care vine să taie, doare, dar vindecă? Și ai grijă la tine ca să nu fii ispitit și tu. Mulțumesc Lui Dumnezeu așa de mult pentru biserica Lui. Este așa de frumoasă, este așa de diferită și în același timp este așa de, de plină de viață. Și suntem în Hristos datorită Lui Dumnezeu, suntem, da, suntem datorită Duhului Dumnezeu, suntem în Hristos datorită Scripturii, suntem datorită comunității. Apropo, biserica nu e formată din, din ziduri, făcut din oameni care au chipul lui Hristos. Chipul lui Hristos se vadă tot mai mult în viața ta și se vadă tot mai mult și în viața mea. Ăsta e cel mai mare bine. Dacă vrei să te rogi pentru mine, pentru familia mea, să spui Doamne, fă Doamne să înțeleagă chipul lui Hristos e lucrul cel mai important. Ăsta e cel mai mare bine care pot să-l fac și eu. Hristos să vină să te binecuvânteze ca cerul când se uită din, din înălțimii Dumnezeu să spună îl văd, îmi place de persoana respectivă, îmi place de familia lui, îmi place de ce face, că este echipul lui Hristos. Deci, cel care iert, cel care iubesc și nu cel care uh, prigonesc. Dar, mai este o fericire pe care Dumnezeu o spune și o arată și e foarte important lucrul ăsta. Ferice de cei prigoniți, dar din pricina numelui meu, adică din pricina numelui lui Isus Hristos. Fericire va fi de voi când din pricina numelui meu oamenii vă vor urâ, vă vor rucări, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate despre voi. Bucurați-vă și veseliți-vă că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au și pe prorocii care au fost mai înainte de voi. Din pricina neprihănirii Am văzut cam cum arată chipul lui Hristos. Dar acum, din pricina numelui lui Isus Hristos. Apostolii, prin Petru, ni se spune, aveți grijă ce prigoană vine asupra voastră, să nu cumva să fiți prigoniți în zadar. 1 Petru 4, ni se spune, nimeni dintre voi să nu suferi ca un. Hoți, ca un mincinos, ca unul care ca un ucigaș sau ca unul care se bagă în treburile altuia. Adică nu o lua peste cap de poman. Dacă e să fii prigonit, fii prigonit pentru că îl iubești pe Isus. Fii prigonit că arăți chipul lui Hristos. Fii prigonit pentru că îl mărturisești pe Isus. și a intrat în slujba aceasta a împăcării măcar să ai bun sens, măcar să ai, să ai un scop, să se merite prigoana aceasta. Pentru Hristos și lucrarea Lui se merită să suferi prigoana. Și Domnul Isus Hristos ne-a spus în Ioan 16, verset 33: În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. În Matei 10 mi se spune: Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Wow! Știți ce răspuns mi-a dat Dumnezeu pentru inima mea? Ca oile în mijlocul lupilor. De cel mai multe ori mă aștept dacă Dumnezeu este atotputernic. puternic. De ce îngădui prigoana? De ce îngăduie atâtea lucruri? Și unii dintre frații noștri au suferit martirajul. De ce? Dacă Dumnezeu este atotputernic. puternic. Trimiterea camel în mijlocul lupilor este de fapt atitudinea, chipul lui Hristos ca eu să-L mărturisesc pe Hristos. Și puterea lui Dumnezeu se arată nu prin faptul că sunt izbăvit sau nu, nu vin persecuții peste mine, ci prin faptul că în persecuții pot să stau lângă Hristos, să-L mărturisesc pe Hristos și să pot să nu mă lepă de Hristos, ci din contra să mă bucur de Hristos. În mijlocul oamenilor ești ca un miel. Domnul să te binecuvânteze! Cineva, odată când am făcut comparația asta, că sunt ca niște mei, cineva s-a simțit foarte jignit. Și am zis, să vede că nu cunoști ce înseamnă relația mielului cu un păstor. Să vede că când un miel a, este lângă un păstor, păstorul este cel care îi hrănește, păstorul este cel care îi protejează, păstorul este cel care îi călăuzește și duce la ape de odihnă, este păstorul acolo. Și când ești ți este greu, Păstorul vine și te ia în brațe, dar ești al lui și el este al tău. Slujiți, în Matei 10 spune prigoniți, slujiți ca mărturie. Ajungi în tribunale, ajungi pe mâna oamenilor, spun oamenii tot fel de lucruri și neadevărate. Asiguri-te în mod special că nu este o problemă de păcat. Dar în drept, dacă te-o trimiți Dumnezeu, indiferent în ce situație ești, dacă l pe al Hristos, gândește te cum să-L mărturisești, nu să te justifici tu, că ai făcut bine sau rău, ci cum să-L mărturisești pe Hristos, ca și oamenii aia să aibă ocazia să audă că prin Hristos poți să fii și iertați, prin Hristos poți să aibă pace, prin Hristos poți să fii o ființă nouă, prin Hristos poți să devină oameni noi, cu un chip frumos. Asigurte te că ura celor din jur, să știi că nu se termină la mormânt, ura și apropierea morții este de fapt drumul spre casă. Unii au fost prigoniți și au plecat ca și martiri. Este o mare cunune pentru martiri, dar au murit din pricina lui Hristos. Nu le-a fost frică de moarte. Îmi place mult Apocalipsa 12 11, spune așa, ei, sfinții, copiii lui Dumnezeu, au biruit prin, țin minte trei lucruri, sângele mielului, Isus a murit ca să ne ierte păcatele și a murit ca să ne punem sub protecția sângelui lui Iisus. Împotriva tuturor atacurilor celor răi. Rămâi sub protecția sângelui lui Iisus. Rămâi spre ascultare de Dumnezeu. 2. Cuvântul mărturisirii. Să mărturisești numele lui Iisus, nu doar despre Dumnezeu. Să spui că prin Iisus Hristos, El este calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la tatăl decât prin Iisus Hristos. Și 3 nu și-au iubit viața până la moarte. Cum adică? Au pus mai mult preț pe voia lui Dumnezeu decât pe viața lor. Și finalul este glorios. Hristos s-a smerit, a suferit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dar nu s-a terminat totul. De aceea, spunem filipeni, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume pentru ca numele lui Iisus să plece orice a acelor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Ce răsplată exonară! În romani, în romani, în evrei, 12 mi se spune să ne uităm țintă la căpetenia și de săvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care a pus înainte a suferit crucea și a disprețuit rușinea și sta de la dreapta măririi în locurile înalte. Pentru bucuria de a fi cu Tatăl Ceresc, pentru bucuria de a fi cu Sfinții, cu prorocii, pentru bucuria de a vedea mulți fi aduși la slabă, se merită să suferi crucea și să disprețuiești rușinea. Pentru că este pe o vreme un timp foarte scurt. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne bucurăm atunci când suntem prigonezi din pricina neprihănirii sau din pricina numelui lui Iisus Hristos. Binecuvântați să fie numele. Dumnezeu să binecuvânteze familia.